tu știi că anul trecut s-a băgat 30.000 de euro în voturi pentru un singur concurent? 30.000 de euro? Nu știu dacă este adevărat sau nu, este ceea ce am aflat la cumpărături. Probabil de aceea și concurenții au aflat și au vrut să o tragă de partea lor pe fosta noastră susținătoare. Dar doamna Eva pe ar băga 30.000 de euro. A spus că s-au băgat 30.000, nu că a băgat Eva. Ce materiale stupide face. Era evident că nu un singur om a băgat 30.000. Fie mai așa, mai. Eu nici măcar nu știam de faza asta. Ți-a 30.000? Păi și ce am zis? Am rulul, gata, facem acum iar material. Să merită să păi mă tu te ceri cu mine, mă, taci din gură dacă n-ai dreptate, nu mai comenta atât. Te așteaptă după ce a tirat în cap și pe mine m-a deranjat, da? Că dacă ți-a luat... Nu înseamnă. Că nu mi-a luat nimic. Bine. Și numai. Păi da, da, vine și sună și ia uite, frate, ce am făcut eu pentru tine și da, nu știu. Da, ai făcut bine, mulțumim. Chiar să știu când afară, te nu mă umilesc în fața animalului pentru două soare. Am înțeles. Numai la gândul ăla că puteam să zic, lasă, o aștepți afară. Și e tăcă, e tăcă și de fapt are să ceva pe mine mă doare, înțelegi? Îți gândea și la mine momentul. Poate rămâne cu sau aflată. Dar eu nu rămân toată viața aici, eu ieșeam oricum. Da, dar la mine te gândești că mă gândesc, ieși, ieși, mă gândesc că puteai să fii fost de acord să o cunoști pe acea fată și nu mai erai acum aici. Gândești mai la tine, dacă zici așa. Bine, pe... de apărarea. Eu m-am simțit jignită, în adevăratul sens al cuvântului, și peste asta nu pot să trec. Când a venit să ne dai tot ce... Asta nu pot să accept niciodată. Tot, absolut tot ce a scris de la mine bagajul, stat, eu le iau, da? Tot, absolut. Că nu sunt doar implicată, sunt sigur că a sunat-o și pe Irina să-i trimite tot ce am trimis-o și nici habar n-are săraca ce am trimis din partea ei și ce nu. Nu vine nimeni să tragă de mine, nu am să-mi dai tot ce am trimis înapoi. A fost un minut în fața unui țări întregi și tu e apărare. Mor. Pentru că eu când ești ies afară, eu o să vorbesc oricum cu ea și îi mulțumesc că m-a ajutat. Mă instici cumva? Nu, dar nu mi-a plăcut. Ce înseamnă asta? Dacă ce vrei să-mi arăți tu mie acum? Păi m-ai văzut pe mine că încerci să arăți vreodată ție chestii de-astea. Da. Vrei să vin cu argumente? Ce vrei? Nu am nevoie de subiectul ăsta, chiar nu vrei să înțelegi? Tu nu înțelegi că pe mine mă doare, că ai fi că tu cunoaște o dată din mine. Asta mă doare. Asta e singurul lucru, atât. Și te iubesc prea mult. Ca să accept asta. Mamă, mamă, ce poți să faci? Lasă-mă ușor, te rog. Stai, gândește-te și tu. Ideea principală este doar că eu pur și simplu... Sună lumea, face urât. Știu, ce nu să dar eu am orgoliu, atât vreau să păi și tu ce faci? Că tu nu faci nimic decât trâncăni, atât. Ce faci? Faci aici în emisiune și ce faci afară tu? Dacă ta crezi că să-mi schimbă și ce faci afară tu? Cu atât faci mai rău, de ce nu se dă treabă? Vrei să ieși din competiție de motivul ăsta? Ca să fie toată lumea ok, liniștită? Te rog frumos să zici la camera aia astăzi lui Jinea să nu dea nimic înapoi. Și mai departe, dacă trebuie să facem ceva, o să ieși afară.